alineatul 1 și articolul 115 alineatul 1 litera A din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare dispune. Articolul 1 alineatul 1. Se convocă Consiliul Local Bucim în ședință ordinară în data de 26 aprilie 2018 orele 13 la sediul primăriei Comunei Bucim. 2. Ordinea de zi este următoarea. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de execuție bugetară pe trimestrul 1 anul 2018 al Comunei Bucim, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor financiare, materiale și umane necesare gestionării situației de urgență în anul 2018, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind stabilirea contribuției Consiliului Local Bucium la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, inițiator pe primarul Comunei. 4. Raport privind starea economică, socială și de mediu al Comunei Bucium și modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local Bucium în anul 2017, prezentare primarul Comunei. 5 diverse. Domnule președinte, mulțumesc, domnul primar, stimați colegi, prezența fiind statutară, deschidem lucrările ședinței. De azi, pentru buna desfășurare, supun la vot conținutul procesului verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Domnul primar, vă rog să ne prezentați expunerea din motive la proiectul numărul 1 din ordinea de zi. Spune, rog. Raport privind înțelegerea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea fondului de execuție bugetară pe trimestrul 1 anul 2018 al Comunei Bucim. Doamnelor și domnilor consilieri, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea fondului de execuție bugetară pe trimestrul 1 al anului 2018 al Comunei Bucim și prevede două aspecte, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Propunerea făcută se încadrează în prevederea articolului 49 alineatul 2 și următoarele din legea numărul 273/2011, așa cum a fost modificată prin legea numărul 13/2011 pentru aprobarea ordonanței de guvern numărul 65/2010, astfel puteți constata care este planul anual, respectiv planul pe trimestrul 1 și ce încasări s-au efectuat în acest trimestru. Sumele corespunzătoare sunt prevăzute în anexele 1 și 2 la proiectul de hotărâre. Acest proiect de hotărâre este supus în atenția dumneavoastră trimestrială, pentru ce se referă la primul trimestru al anului 2018, veți putea constata că la multe din impozitele și taxele locale, procentul de încasare depășește 100% din planul prevăzut pentru acest trimestru. Deficitare sunt la plata persoanele juridice, atât pentru impozitul pe terenuri, cât și pentru impozitul pe mijloacele de transport. De asemenea, avem deficit și în ceea ce privește încasarea amenzelor. Cu privire la celelalte procente situate sub 90%, sumele ce trebuiau încasate sunt independente de voința noastră, întrucât acestea sunt prezumate și nu certe. Impozitul pe venit din transferul proprietăților imobiliare, taxe judiciare de timbru, sume din TVA, cheltuieli de centralizare, sume TVA pentru drumuri și care provin din alte instituții. Chiar și cu aceste aspecte negative, la balanța finală pe venituri ați observat că din planul pe trimestrul 1 s-a încasat un procent de 99,48%. În ceea ce privește cheltuielile din trimestrul 1 al anului 2018, se observă tot în coloana cu procentele crescute, deși în planul de pe trimestrul sumele prevăzute pentru plăți au fost mari, totuși acestea nu au fost plătite în procent de 100%. În anexa 2, secțiunea de dezvoltare, remarcăm procente peste 50% la plăți față de ceea ce s-a aproximat pentru trimestrul 1. Având în vedere aceste considerente, rog analiza și dezbaterea proiectului de hotărâre. Domnule președinte, mulțumesc, domnule primar. Rog, domnul președinte al Comisiei de Specialitate, să-și expună punctul de vedere în urma analizei pe comisie. Avizul comisiei este favorabil. Mulțumesc, domnul președinte, în comisie. Pentru dezbatere, cine s-o scrie la cuvânt? Dacă nu sunt înscriți la cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Pentru? A fost aprobat în unanimitate. Vă mulțumesc. Domnul primar, vă supuneți motiv la proiectul de hotărâre numărul 2 din ordinea de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind deinițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea planului pentru asigurarea resurselor financiare, materiale și umane necesare gestionării situațiilor de urgență în anul 2017.
Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile ordonanței de guvern numărul 2288 din 09-12-2004, pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile guvernamentale, privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, precum și prevederile ordinului comun MAI, MMP, numărul 192 din 1422-2012, privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale și a ordinului comun MAI 245 și 3403 din 2012 pentru aprobarea procedurilor de codificare a tensiunilor și avertizărilor meteorologice și hidrologice, pentru preîndemânarea procedurii situațiilor de urgență specifice și având la bază preîndemânarea producerii situații de urgență, având la bază referatul prezentat de șeful SBSU, Bucim, domnul consilier Părgu Nicolae, am inițiat prezentul proiect de hotărâre în care am propus pe aprobare necesarul și existentul și propunerile de realizare în anul 2018 a principalelor funcții de sprijin, atât materiale, financiare, dar și umane, în vederea gestionării situațiilor de urgență ce pot să apară pe raza Comunei Bucim. Având în vedere faptul că în anul precedent, din taxe speciale PSI, suma totală colectată a fost 6.000 lei, dar și faptul că pentru anul 2018 această taxă nu s-a majorat, însă totalul colectării s-a preconizat a se ridica doar la suma de 7.000 lei. În anexa numărul 1 la proiectul de hotărâre am propus repartizarea sumei de 5.500 lei pentru localizare și stângerea incendiilor și diferența de 1.500 lei pentru asigurarea transportului, forțelor și mijloacelor de intervenție persoanelor evacuate și altor resurse. În anexa numărul 2 la proiectul de hotărâre au fost detaliate sumele din anexa numărul 1, respectiv. Pentru stingătoare, un număr de 11 stingători la un preț de 85 lei pe stingător a rezultat suma de 935 lei. Pentru echipamente de intervenție, un număr de 8 echipamente la un preț de 251,9 lei au rezultat suma de 2015 lei. Pentru alimentarea apă din hidrant, 350 de metri cub la un preț de 7 lei metru cub a rezultat suma de 2450 lei. Pentru asigurarea transportului, forțelor și mijloace de intervenție a persoanelor evacuate și altor resurse consum carburant, pentru 400 de litri motorină la prețul de 5 lei a rezultat suma de 1600 lei. Din punct de vedere uman, conform anexei numărul 3, la proiectul de curățare ar fi nevoie pentru acționarea în situații de urgență de un număr de 50 de persoane care să îndeplinească toate categoriile de funcție. Însă, după cum cunoașteți rezultat, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Bucim are în componența un număr total de 21 de persoane, la care am adăugat un număr de 3 persoane din cadrul primăriei care se ocupă de întocmirea documentelor și asigura păstrarea acestora. Astfel că pentru anul 2018, pentru gestionarea situației de urgență, am prevăzut un număr total de 24 de persoane. Vreau să vă menționez că există obligația Consiliului Local ca în fiecare an să aprobe resursele financiare, materiale și umane pentru buna gestionare a situației de urgență și tocmai de aceea am inițiat prezentul proiect de hotărâre. Acestea sunt argumentele și rog consilierii să analizeze și să aprobe în consecință. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar, pentru prezentarea proiectului de hotărâre. Azi mă rog, domnul președinte comisiei, să-și expun punctul de vedere în urma analizei pe comisie. Da, mulțumesc. Membrii comisiei juridice au analizat proiectul și au propus hotărât pe aprobare de domnul primar și au acordat favorabil acest proiect. Doamna președinte, să mă spuneți cadrul de dacă sunt înscrieri la cuvânt. Dacă nu sunt, supun la vot. Pe aprobare proiectul de ordine. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul de hotărâre aprobat în aplicare. Vă mulțumesc. Domnul primar, vreau să prezentați proiectul de hotărâre numărul 3 din ordinea de zi. Expuneți de motive la proiectul de hotărâre privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la stabilirea contribuției Consiliului Local Bucim la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și alte persoane adulte cu handicap. Doamnelor și domnilor consilieri, după cum știți, în fiecare an Consiliul Local Bucim, prin hotărârea Consiliului Județean Bacău, stabilește contribuția la susținerea persoanei cu handicap în centrele rezidențiale, în plasament și la asistenții maternali profesioniști. Astfel ca în anii precedenți și anul acesta am venit cu propunerea de stabilire a unei astfel de contribuții motivat de faptul că și în Comuna Bucim, ca și în multe alte comune de județul Bacău și din țară, există astfel de persoane care necesită protecție specială.
Cercetând referatul prezentat de secretarul comunei, am concluzionat că la nivelul comunei Bucium există un număr total de 10 persoane cu nevoi speciale, din care la asistență maternal 3 persoane minore și în centre rezidențiale 7 persoane adulte. Conform prevederilor legale invocate în preambulul proiectului de hotărâre, aceste categorii de persoane beneficiază de protecție specială și sunt ocrotite de lege, iar sumele necesare anual pentru îngrijire și protecție se suportă de la bugetul local o parte și din bugetul de stat prin subvenție acordată de Consiliul Județean pentru cea mai mare parte. Conform hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 80 din 26 martie 2018, s-a hotărât ca procentul pe care Consiliul Local să-l suporte pentru susținerea persoanei cu handicap să fie de 35%, diferența fiind suportată de Consiliul Județean Bacău. Mai menționez că acest procent este același ca și cel aprobat și în anii anteriori. Pentru că este prevedere legală ce trebuie adusă la îndeplinire, rog Consiliul Local Bucium să-și dea acordul cu privire la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, doamnă primară, pentru prezentare și de motive. Domnul președinte, vă rog să vă prezentați punctul de vedere, cu urma analizei pe comisie. În anexa care este prezentată la dosar și pe care cred că ați citit-o, asta acolo că sunt mai multe centre în care sunt institucionalizați aceste cadre. Și tot acolo cum se prezintă la fiecare centru costul mediu anual cât costă întreținerea unui asemenea copil cu handicap sau persoană cu handicap. Dintr-un calcul simplu se poate observa că 35% sumele variază între 7.600 și 6.800 la centru. Asta costul mediu anual. 35%, deci cam atâta este hotărârea Consiliului Județean 80, prin care ne anunță că noi, bugetul local, la bani, la bugetul local, trebuie să dăm 35%. Este hotărârea Consiliului Local. Sunt cadruri care nu am vrea să fie și nimeni nu își dorește să aibă așa ceva. Sunt amăreți la capul ăsta. Bine că sunt numai 10 cazuri și puține față de alte și suma cred că nu se ridică la așa mult. Deci avizul comisiei este favorabil. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă rog, dacă era pentru dezbateri, dacă sunt descrieri la cuvânt. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiectul de hotărâre aprobat în unanimitate. Trecem la proiectul următor de hotărâre. Raportul? Privind raportul starea economică și socială. Domnul consilier, dacă vreți să vă dau citire la următorul raportul, dar dacă eu cred că l-ați citit fiecare, ați văzut, știți starea economică și socială al comunei, știți realizările de... Știți realizările de anul trecut, s-au realizat, ați aprobat, ce ați aprobat s-a realizat. Pentru Comuna Bucium e bine realizările făcute. Unde stăm mai rău, stăm cu etnia romă, care ne trage numai în jos, acolo stăm cel mai rău. În rest, realizările pe anul trecut s-au făcut. Din hotărârile adoptate de Consiliul Local Bucium, nu am avut niciuna națiune judecătorească ca să ne o respingă. Toate hotărârile sunt adoptate 100%. Nu am avut probleme cu ele. Activitatea de anul trecut al primăriei este bună și foarte bună. Nu avem sesizări de la persoane fizice și alte persoane că nu s-ar face treabă bună în Comuna Bucium. Vorbesc de administrația locală. Pentru 2018, așa cum știți, cea mai importantă lucrare este înființarea de apă, canalizare, pe care am semnat contractul de finanțare cu AFIR-ul pentru 2 milioane de euro. E la faza, acum la faza de licitație, lucrare. Aici suntem în ziua de azi. Și-au depus vreo 8 societăți, acum se face selectare, mai durează vreo lună, două, dacă nu o să fie contestații, ca una din firme să conteste, să ne mai ducă
câteva luni, sau depinde cât durează, sper să începem în toamnă cu extinderea. Ce înseamnă cu înființarea? Stația de epurare, rezervoarul de 300 de tone, o parte din distribuție, rezervorul tampon, e lucrare foarte mare. Pentru a doua etapă, cu PNDR-ul, extinderea pe toată comuna Bucium, aproape au rămas decât între Seră și Răcăuți, 1400 de metri, la fermă și încă tu nu punți că acolo, cred că nu putem face extindere deocamdată. Pentru extindere s-au mai prins aproape 2 milioane de euro pe PNDR-ul. Suntem la faza de licitație, proiect PTH și lucrare. Sper că și aici, în toamnă, sau în cel maxim în primăvară, dacă nu avem probleme la licitații, să-i dăm asta ce doare cel mai mult și lucrarea cea mai importantă. Iar restul sunt întreținerile luminar public, întreținerile sistem de alimentare cu apă, tot ce se leagă de ce ne-am avut și anul trecut, le avem și acum, toate au funcționat, nu sunt probleme deosebite. Toate astea s-au realizat doamnelor consilieri, cu acordul dumneavoastră, cu bunăvoința dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc din suflet că ați votat și pe comună stăm bine. Pe comună Bucium stăm bine cu toate realizările și ce să vă mai realiza. Eu, la în final, vă mulțumesc și dacă aveți ca să fie raportul și dacă aveți vreo problemă, puteți să luați în discuție punctul unde am greșit sau n-am greșit. Mulțumesc, domnul primar. Dacă vedeți așa cum v-a spus și domnul primar, aveți pus la dispoziție pentru câte un exemplar pentru fiecare coleg. Dacă l-ați studiat puțin așa și modul cum vi l-a prezentat domnul primar, dacă sunt probleme, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Dacă sunt obiectivi, dacă nu sunt. Deci eu personal, ca președinte de ședință, vreau să mulțumesc domnului primar pentru modul cum a fost prezentat raportul. Și sunt situații cu adevărat, cu reușită pentru la nivelul comunei. Dacă aveți să înscrieți la cuvânt, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Dacă nu sunt în așa, deci să pun spre aprobare și raportul privind starea economică socială a comunii, prezentat domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. La diverse. Trecem la următorul proiect. Probleme. Următorul așa. Dacă sunt probleme din sectoare de activitate, vă rog să vă prezentați dacă sunt probleme privind activitatea din și necesitățile din comună. Nu sunt. Domnul Măriaș? Da. 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 Aveți cum vreți, domnul Măriaș? Domnule primar, așa, după cum știți, am luat scara pentru rezolvarea problemelor pentru eliminatul deturilor. Am rezolvat o parte și am făcut legătura între români și unde era alții acolo. Dar, în schimb, au mai rămas niște probleme în care mai sunt niște becuri, care mai trebuie schimbate. Dacă cumva, când ați găsit timp sau cât ați putea dumneavoastră, ne trimiteți de valurile cu ce băiat care să mă ocupe. Am înțeles. O să aveți. Mulțumesc. Atunci, după Paști. După Paști în comun. Eu am rezolvat în Paști, oricum. Da. Alte probleme, dacă mai sunt? Nu, sunt chiar. Nu. Vă mulțumim pentru prezență. Declară ședința închisă.